Spun că o apreciez foarte mult pe doamna Monica Macovei, pe domnul Cristian Preda, domnul Baconski, care sunt într-adevăr niște intelectuali autentici de care PDL are nevoie. Dacă astăzi PDL este cel mai credibil partid în Europa, în America, și asta vi se datorează și dumneavoastră. Trebuie să credibilizăm acest partid și în interior. Astăzi PDL-ul este poate la cele mai mici cote. Dar pentru a-l credibiliza, trebuie să avem o echipă care să fie credibilă. Spectrul politic în România este total dezechilibrat. Trebuie să facem, noi avem misiunea probabil istorică în următoarea perioadă de a echilibra spectrul politic în România. Pentru a credibiliza acest partid, avem nevoie de oameni noi, cu mentalități noi, cu un suflu nou, iar oamenii, nu neapărat bătrâni sau tineri, pentru că sunt oameni și bătrâni și tineri care au mentalități vechi. Cei care au mentalități vechi ar trebui să facă un pas înapoi. Iar oamenii care gândesc spre Europa, pentru că vedem foarte bine că în aceste zile, în loc să ne integrăm total în Europa, noi mai mult ne dezintegrăm, din păcate. Acum, dumneavoastră, doamna Macovei, spuneați mai înainte că nu vi s-au împărțit moțiunea. Acum, cu tot respectul, dumneavoastră credeți că domnul Neață, și repet, cu tot respectul, a fost pus ca să vă împartă dumneavoastră moțiunea? Mulțumesc pentru ironie, dar o să dau, trebuie să dau și eu explicații la momentul imediat, după ce vor înțeles. Domnul Neață, eu nu vreau să spun neapărat că nu e o persoană, cum trebuie, dar fiind numit acolo, are datorii, nu? E normal. Eu la Focșani, neavând datorii față de nimeni, m-am trezit atunci când am ridicat niște probleme vis-a-vis de această organizare, vis-a-vis de delegați. I-am spus domnului Blaga, fără să-l critic, pur și simplu ridicat problema. La două, trei zile am fost dizolvați, invocând anumite demisii. Știți dumneavoastră cum sunt pupuciurile. Și, din păcate, asta este situația în momentul de față. De altfel, am și spus domnului președinte interimar, că dacă tot se merge pe chestia asta cu demisii, din BPN, știți că s-au dat mulți demisia. Ar fi bine să-l roage conducerea centrală să demisioneze și să asigure o intermediere corectă și neutră la alegerile din 23. Ca și dumneavoastră, nici mie nu mi-este frică, să știți. Ți este frică atunci când ai ceva pe suflet. Când ai nimic pe suflet, ești deschis. Și eu am fost întotdeauna deschis și am încercat să fiu cât mai corect. În ceea ce privește Focșani, după cum v-am spus, era vorba de acei delegați, eu am ridicat o problemă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum și eu am aceste suspiciuni în ceea ce privește corectitudinea. Asta este marea problemă la aceste alegeri. Dacă s-a reușit ca la aceste alegeri să aibă loc, să fie organizate într-un mod corect, eu sunt convins și am încredere în toți colegii noștri că va câștiga moțiunea care ne va reprezenta într-un mod corect și onest, atât în țară cât și în străinătate. Doamna Monica Macovei și în același timp adresez și echipei noastre, eu nu pot decât să vă urez succes atât din partea mea cât și din partea colegilor de la municipiu, care, fie vorba între noi, organizația Focșani, să știți că reprezintă cam o treime din ceea ce înseamnă organizația Vrancea. Și probabil că s-au obținut aceste rezultate și prin muncă. Nu neg că sunt și alți colegi, dar noi ne-am făcut datoria și am contribuit. Și vreau să vă mai spun, în Vrancea, PDL a ieșit pe locul 3 după PPDD și bineînțeles USR. În Focșani este singurul colegiu unde a ieșit pe locul 2.
Și cu toate acestea am fost acuzat că nu am rezultate. Cam atât. Succes! Mulțumesc frumos! Vă rog frumos, vreau să invit unul dintre demisionari, dacă vrea, dacă dorește, pentru că am fost prea mult acuzat pe tema asta. Uitați că așa l-a ridicat cineva. Deci, haideți, nu am venit aici să facem o discuție. Am citit și presa locală. Asta sunt fapte. Deci, mai departe, fiecare ce zice. Îl lăsați și pe dânsul, rămâneți aici, dar vreau să vă spun un lucru scurt. Deci, faptul următorul. S-au ridicat probleme de organizare, cum am ridicat și eu astăzi, cu semne de întrebare, și apoi, prin 10 demisii, s-a izolat organizația. Ok, e un lucru nefines și cel puțin suspect. Punct. Indiferent de ce explicați să dau acum. Dânsul știu că vreau să vă bat, eu vreau să vă bat. Vă mulțumesc că mi-ați oferit prilejul să vorbesc. Vă urez succes la Convenția Națională, domnul Baconski, domnul Cristi Pela, doamna Monica Macovei. Ați spus mai devreme că fiare trebuie să aibă un fel de autonomie și în continuare noi susținem acest lucru. Sunt unul dintre demisionari. Am fost nemulțumit de activitatea domnului Nicu Tarase, pentru că el avea o funcție în Ministerul Transporturilor, mai era și consilierul județean, secretar la consilierul județean, după aceea și-a dat demisia. Nu știm de ce și-a dat demisia. Nu ne-a spus, nu ne-a explicat. Lipsa activității după alegerile locale a lăsat de dorit. Nu s-au mai întâlnit, nu au mai fost ședințe. Ședințele care erau, erau mai mulți invitați decât cu membrii. Dacă îmi permiteți, simpli membri, chiar niciunul nu are niciun. Și nu, nu suntem aici pentru a... Noi, ca pacea în filială să revină, să lucrăm pentru obiective mai mari. Deci, vom lucra cu discuterea asta între Gigi și Costică. Trebuie să fim atenți la dreptate în statut, să aplicăm regulile. Am înțeles că... Care să mergem înainte, nu mai... Trebuie să mergem înainte. Acum, bună seara! Mi-am propus să vorbesc la fiecare moțiune și vreau să mă țin de cuvânt, cu toate că la această oră trebuia să fiu unul de nepotul meu la Iași. Am vrut să ascult și moțiunea doamna Mocovei și mă simt fericit și o repet pentru a treia oară că sunt pe de list și că avem o competiție adevărată în acest partid. Dar... și avem candidați puternici cu echipe puternice și dorința mea, cum am spus-o și celorlalți, și de la cei doi am primit o promisiune că după alegerea din 93 va fi un partid puternic, indiferent cine va câștiga președinția partidului, și un partid puternic de dreapta care, în care poporul român să-și pună viitoarea nădejde și pentru toate, pentru viitorul acestui popor. Aș dori din tot sufletul să, nu știu dacă puteți să-mi promiteți, să rămâneți uniți, partidul trebuie și să devină o forță. Doamna Macovei, până acum s-au adus destule critici, eu aș vrea totuși să vă mulțumim în numele vrâncenilor, a pederiștilor, pentru activitatea dumneavoastră atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Mi-ați făcut o mare onoare din toate punctele de vedere, chiar dacă unii sunt invidioși pe acest aspect. Vă mulțumim că ați venit și v-ați prezentat moțiunea și candidați pentru șefia partidului. Vă urez succes și aveți încrederea că vrâncenii, toată echipa care va veni la această alegere nu va face niciun rabat sau nu va fi aranjată de absolut nimeni. Sunt membru în birou permanent, nu știu, nu am cunoștință de așa ceva, sunt primarul Comunei Biliești și sper să oamenii din sală mă cunosc toți. Nu mi-a plăcut, ca și domnul Cornel Negru,
sunt unul mai critic, așa dânsul a fost prea critic de tura asta. Și întotdeauna noi amândoi ne confruntăm în critici, dar sunt bune că sunt constructive. Chiar dacă am avut aseară tot așa unele critici asupra domnului deputat și până la urmă ușor, ușor intră pe linia cea dreaptă. Vă mulțumim încă o dată, vă urez succes și așa ceva de bine.